Bună seara, dragii mei! Ia uite, iar mă lungesc, da, asta e pentru cine rezistă, sper să găsiți informații interesante. Acum vorbim un pic despre viața privată, da? Interesant. Și am pus aici? Ciudat. În fine. S-a arătat în timp ce am amestecat cărțile, 4 de bâte, eventual vă doriți o relație stabilă, dar și jucăușă, nu plictisitoare, da? O relație frumoasă, plină de pasiune, în care puteți experimenta. O stare de... excentricitate, să zicem, sexuală, dar în sensul frumos, creativ. Însă au venit cărțile invers. Cartea a venit invers. Dacă sunteți într-o relație stabilă, se destabilizează. Sunt niște gelozii la mijloc, 5 de bâte. Eventual, dacă doriți relație stabilă, deocamdată nu se manifestă. Poate ați aflat de un cuplu, da? Poate cineva vă vede sau voi vedeți pe altcineva sau vă închipuiți că mai e o altă persoană, adică o a treia. Însă, persoana aceasta, interesant, fiți atenți, dacă voi aveți un moment de dragoste, un moment senzual cu o persoană, doi de cupe care a apărut și în prima, da, în prima etalare, cu acel suflet pereche sau măcar această atingere fizică într-o formă sau alta manifestată mult mai subtil, mai romantic și mai detailat, da? Posibil cu un semn de pământ. Dacă se întâmplă așa ceva, posibil un semn de foc sau altcineva să vă vadă și să fie gelos, dacă sunteți într-o relație, persoana în care sunteți în relație să simtă că vă gândiți la altcineva, da? Și să apară niște gelozii. Leu. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Leu. August. Ok. Ia, oh, wow, sunt prea multe. Nu? Să le iau? Vă doriți, că vorbim de ce doriți și de ce e posibil să experimentați. Vă doriți, în primul rând, o transformare, o schimbare, interesant. O relație stabilă în care așteptați cineva care să vă aștepte, da? Să-și facă timp să vă, să-și facă timp să vă satisfacă, să muncească să vă satisfacă, da? Și nu să vă satisfacă așa doar o dată, de vreo 9 ori, dar să vă umple cupele de fericire, cu care să discutați pasional, asta vă doriți, da? Să vi se schimbe viața în sensul acesta, să vă transforme, eventual o persoană care se transformă și vă transformă în momentul în care faceți dragoste, să fie ceva... Ce, de fiecare dată să nu mai experimentați acele stări. Totul să fie nou, profund, până în străfundurile sufletului, da? Vă doriți această relație în care amândoi sunteți în aceeași, cum am spus la prima etalare, vă tratați de la egal la egal, într-un fel sau altul, emoțional, spiritual, fizic, da? Vă onorați, aici este ca un ritual, vă onorați. Și vă dați timp. Eventual, vreți să lăsați în urmă 4 de cupe, să lăsați pe cineva destul de pasionat, dar care are obiceiul să vă domine. Încearcă să vă domine semn de foc sau semn de aer, nu contează. De foc pentru că e o pasiune aici. Poate să fie și semn de aer, nu, de apă, nu contează semnele. Pentru că totuși sunt cărți minore. Vreți, eu zic că sunteți voi aici semnul leului. Unii. Și casa a cincea. Și suntem la etalarea pentru leu. Dacă e cineva care a încercat să vă domine fizic și mental, să facă jocuri mentale, cum am vorbit la prima etalare, ba vorbim, ba nu vorbim, vrei să fie a mea acum și cum vreau eu, îmi ofer ceea ce vreau eu, s-ar putea să-i lăsați în urmă. Da? Pentru că vă dați seama că lucrurile acestea nu vă oferă stabilitate. Da? Asta nu înseamnă stabilitate și nici pasiune. Da?
sunteți conștienți de chestia asta. Asta e o carte pe care am adăugat-o eu, face parte din set, dar prezintă altceva, tarotul, la la la, da? Dar îmi place foarte mult cartea asta și am lăsat-o să existe și să se manifeste în etalări. Este ca un ritual. Vreți ceva care vă transformă? Și moartea, casa 8 a scorpionului, ține și de ritualuri, da? Ritualuri de dragoste, da? Să vă schimbați viața, am zis și repet, asta vreți. Și s-ar putea să și reușiți. Posibil, dacă e acest cavaler de spade care tot nu a comunicat, nu s-a purtat frumos, îi lăsați în spate. Până nu vin, da? Uite, interesant. Îi lăsați în spate dacă vin la fel de cool, de dominatori, cum au fost și până acum, îi lăsați. Nu contează semnul, da? Dacă vin și îngenunchează și vă onorează, interesant că amândoi îngenunchează, da? Dacă vă onorează, dacă vă oferă mai mult decât, da, ce se vede sau ce se înțelege în această carte, dacă vă oferă mai mult, adică nu mai mult, dacă vă oferă totul, dacă vă oferă ceva ce nu ați mai trăit niciodată, dar, repet, de la egal la egal. Da, da, se poate manifesta. Se poate să le acordați o șansă. Ar trebui totuși, da, să clarific. În final, ce faceți? Mai trebuie, hai, dați, mai dăm o carte, să vedem. Cavalerul de spade, 4 de cupe. Posibil să vină, dacă conștientizează acest om că va dezechilibra viața. 4 înseamnă, invers înseamnă dezechilibru, da? Și viața sexuală, intimă, hormonală, mentală, sufletească. Ia uite, 10 de monede, regele de cupe. Măi, vreți ceva, ceva frumos, la care ați visat dintotdeauna, da? În secret. Marea preoteasă. Vreți un rege de cupe, un om care vă alintă, da? Care vă protejează, care vă onorează, iar vă pune undeva într-un loc special, nu vă tratează ca pe un obiect sexual. Nu face, nu experimentează cu voi, nu. Voi nu sunteți pentru așa ceva, nu vă supărați. Cel puțin doamnele, că domnii vor să se poarte altfel, dar știu și domn care se respectă. Ați fost răniți, v-ați simțit într-un trio, da? V-ați simțit într-un trio. Știți că cine a venit, a venit să vă ofere ceva, da? Ceva, repede, hai. Și gata, în condițiile în care posibil mai avea pe alt... avea altă persoană în preajmă. Vreți ca cineva să se lupte? Vreți să... da. Poate unii dintre voi vă doriți un berbec? Zero e zodia berbecului și apare și regina de băte. Dar hai să zicem că sunteți voi. Vă doriți pe cineva care să lupte 7 de bâte, să vă cucerească, da? Și chiar dacă lucrul ăsta pare o nebunie, da? Chiar dacă nu v-ați mai întâlnit niciodată sau este la început relația, măcar să știți că vă cucerește, că vă vede într-un mod special, vă vede ca pe o regină, vă admiră, da? Repet, nu vă rănește, nu vă pune în triouri, nu vă tratează ca pe un obiect sexual. Hai, totuși, mai dăm o carte, că sunt ciudată. Clarificăm acest ritual frumos de împărtășire profund. Ritual profund. Adică, voi vă doriți ceva, un moment sacru. Pentru cei care, într-adevăr, ați lucrat la... Ia uite, vreți să mergeți mai departe? Posibil, sau să vină, semn de foc, un alt semn de foc, săgetător sau berbec, da? De care vă simțiți atrași și simțiți că totuși, dintr-un punct de vedere, măcar din punctul acesta de vedere, ar putea să fie un echilibru. Clarificăm acest ritual. Nu? Poți să-mi clarifici? Asta, rog. Ok. Roata norocului invers. Interesant că a venit invers, trebuie să așteptați. Vă întoarceți spatele către cei care, repet, nu vă onorează, care v-au pus să așteptați, da, să... și din punct de vedere, înțelegeți sexual, care vă pun să așteptați acele satisfacții care vă tratează, să zic, cu piciorul sau cu cotul sau cu spatele sau, da? Vreți o dragoste, regele sau regina de cupe, vreți pe cineva care să vă alinte, să-și facă timp. Și timp,
Da? Să pună pasiune maximă. Eventual care s-a rugat pentru voi. Și care, chiar dacă este gelos, vă iubește măcar. Prin gelozia asta manifestă dragoste. Deci, vreți să schimbați toate acele cărți negative pe care vi le-am arătat într-o relație pozitivă, sacră, sexuală și sacră. Știu că merge cuvântul. Nu doar că încep amândouă cu S, dar chiar cine înțelege conceptul Kundalini și sexualitate sacră, mă înțelege. Cam aceasta este etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!